Noua clinică Orele din Timișoara este tot mai aproape de inaugurare, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău. Prea multe secții ale spitalului municipal, care și așa este împrăștiat în tot orașul, funcționează în clădiri istorice care nu au fost gândite pentru a fi spital. Este și cazul clinicii Orele, unde pacienții sunt îngrijiți sau consultați într-o clădire ridicată în anul 1945. Situația se schimbă doar în câteva luni. Cabinet cu cabinet am ajuns aproape de momentul de Hiderii noi clinici ORL cu 5 etaje și dotări de ultimă generație. În câteva luni, dacă vă doare gâtul, suferiți de amigdalită, simțiți disconfort la nivelul urechii sau aveți alte probleme, veți putea primi toate îngrijirile medicale necesare în noua clinică ORL de pe Bulevardul Revoluției, afirmă Ruben Lațcău.